Eu încă mai sunt în atmosfera de Hot Stuff, baby. Jackets Cover Band sunt la noi în platoul Telemagazin și o să invit pe Ilia și pe Ana. Veniți lângă mine aici pe canapea, că mai avem să discutăm cu voi. Pe Ilia, cine nu-l cunoaște sau cine își reamintește, a participat și la Eurovision cândva și acum uite-l și cu un band. Măi, sunteți simpatici și îmi plac și jacketsurile voastre. Mulțumesc. Salut! Salut! Eu știu că voi, pe lângă faptul că nu în zadar sunteți Jackets Cover Band, cântați coverele, adică melodiile altor artiști într-o versiune mai nouă, mai parfumată așa, dar urmează să lansați și melodia voastră. Să ne povestiți despre ea. Când urmează? Ce urmează? Când? Cred că va fi deja în anul care vine. Da, după așa. Dar am dovedit să înregistrăm vocele. Și să mai compunem, adică să mai compunem și un refren nou. Era o piesă veche care cam de mult tot mai aștepta când se mai termine pandemie sau ce. De-a voastră veche. Da, este o piesă de-a noastră compusă de noi, melodia, cuvintele. Doar că în ultimul timp am schimbat refrenul. Așa, a trecut prin mai multe transformări ca să ajungă să fie ajustată. E o piesă în engleză, în rusă, în română. În română. În română. Ținând cont de faptul că voi ambii scrieți versuri, că asta am înțeles, nu? Da. Cine le-a scris, cine a contribuit și cine umblă la versuri ca să fie schimbate? Partea interesantă că au fost deja versurile, melodia, negativul, gata, dar ajungând la studio, ne-am dat seama că refrenul nu sună așa de bine cum ne-am vrea noi. Și Ana... Adică un refren este partea principală a unei piese. Așa? Trebuie să fie memorabil. Da, trebuie să fie memorabil și trebuie să fie cu cât mai puține cuvinte. Așa înțeleg eu un refren. Desigur, adică sunt refrene care au multe cuvinte, dar sunt memorabile. Așa? Da. Dar în ultimul moment noi am decis să o schimbăm pentru că erau prea multe cuvinte și nici melodia nu se potrivea cu strofa. Am înțeles. De melodie știe cineva sau nu? Și prea puține melodie. Da. Am compus melodia. Deci în cam 10-15 minute am făcut alt refren. Foarte bine. A scris cuvintele, adică noi am compus noi melodie și am lăsat-o pe Ana singur cu un pix și cu, sau ce, sau cu telefonul erai. Cu telefonul, când telefonul, da. Acum totul e digitalizat și vreau să fii mai romantic, mai poate cu o pană ceva, te gândesc. Eu sper că voi dintr-un refren cu un catren acolo cu patru versuri n-ați schimbat la-la-la și atât. Poți să ne cânti ceva, un demo? Să avem idee ce melodie e? Nu, este secret. N-ați scăpat pe nicăieri, nu dați din casă. Nu. E una de dragoste ritmată? Este dragoste. Cu ce versuri începe? Spune. Așa și se va numi, cred că. Bun, spune, hai spune. Deci așa un dialog gata, între... Gata. Serios? Parcă n-am scris un contract de idee ceva sau... Nu, gata. Noi așteptăm melodia și chiar vă rugăm să ne dați de știri atunci când urmează să fie lansată, ca să vă reinvităm la noi să o lansați. Bucurie. Până atunci, știm că un band este solicitat și, apropo, mă bucură faptul că ultima perioadă Republica Moldova devine tot mai activă și mai dezvoltată la capitolul banduri și oameni talentați, care știu să bată tobe, să cânte bine, cu chitară, cu orice instrument. Și știm că bandurile sunt tare solicitate. Voi de câți ani nu v-ați petrecut Revelionul acasă? Pentru că de Revelion, de regulă, artiștii muncesc. Datorită pandemiei, de un an. Am petrecut acasă prima dată în ultimii, o perioadă destul de lungă, de vreo 5-6 ani, cred. Dar până la pandemie, câți ani ați lipsit? Vreo 4, cred că. Eu, Ana, tu cât? Da, noi eram aparte, eu cam tot așa, adică 3, undeva 3 ani. Erau strict cântam de Revelion. Am înțeles. De toate sărbătorile. Cât de solicitat este un band în perioada sărbătorilor? Cât costă în scurt pe 2 și cu cât timp înainte se fac rezervările? Anul acesta este mai diferit din cauza tot situația asta cu COVID-ul. Lumea cam s-a trezit nu de mult, vreo câteva săptămâni în urmă. De obicei era luna decembrie deja cu toate datele scrise din începutul lunii noiembrie. Anul ăsta cam toți se mai așteptau dacă va fi posibil sau nu va fi posibil de petrecut. Da, e în incertitudine. Orice nu ar fi, eu și întreaga echipă Telemagazin vă urăm succes vouă în continuare. Chiar a fost o plăcere deosebită să ne cântați aici live, să vă auzim toate instrumentele. Sărbători frumoase să aveți și ne revedem la anul cu piesa voastră, nu? Mulțumim, da. Ilia Soroceanu, Ana și Jackets Cover Band. Succes, băieți! Toate bune!